un subiect și predicat a încheiat, ideea trebuie comasate și se va produce această comasare. Problema este că pare că se produce și comasarea asta între PSD și PNL la nivel local, adică pare din ce în ce mai evidentă această joncțiune, adică nu știu de ce, doamne, tot zic două partide, când e evident că e un partid la care vine, se mai anexează încă și PNL-ul, pentru că vedem că Ciolacu le-a promis liderilor locali, zic cei de la Hot News, că la negocierile cu PNL se vor pune bazele unor alianțe punctuale în teritoriu. Și acum hai să luăm teritoriul Bucureștiului, unde apare Nicușor Dan, primarul actual, cum e doamna Firea, candidatul deocamdată, și Nicușor Dan este primarul deocamdată și este întrebat în legătură cu această situație a PNL-ului, care își va pune acolo un candidat cât să ia din voturi, să o ajută pe doamna Firea să devină această doamnă primar, să-l ascultăm pe Nicușor Dan. Cum vedeți reacția PNL de a nu vă susține pentru un nou mandat? Ce ar putea să vă reproșeze liberalii? Sunt lucruri pe care vi le-ați propus și nu le-ați realizat? Nu. Primul rând, eu am un mare respect față de simpatizanții PNL. Sunt oameni care m-au votat, cărora le datorez mandatul ăsta și tot ce am făcut în mandatul ăsta a fost să le respect încrederea pe care mi-au acordat-o, așa cum simpatizanții PMP-ului mi-au acordat-o, unii dintre ei, așa cum simpatizanții USR-ului mi-au acordat-o. O să avem niște alegeri în care o să fie dreapta contra PSD și am încredere că electoratul dreptei, din toate susținători ai tuturor partidelor de dreapta, vor vedea cine este candidatul dreptei cu șanse, pentru a nu ne întoarce la jaful care a fost în administrația PSD de 12 ani în București și a ne lăsa conduși de mafia imobiliară în București. Iată o situație emoționantă petrecută acum în discursul domnului Nicușor Dan, care vine și spune: domnule, am încredere în capacitatea publicului de a înțelege ce se întâmplă. Deci niciodată nu mi s-a părut mai debranșat de la realitate ca în această declarație, în care își declară încrederea în public. Domnule, va înțelege publicul că ăștia își vor pune un candidat la ruperea cumva a publicului de dreapta ca să iasă doamna Firea. Nu știu pe ce se bazează Nicușor Dan când are încredere în public. Nu-mi dau seama. Păi probabil se bazează pe alegerile precedente în care, având încredere în public, a câștigat alegerile. Păi da, a câștigat alegerile în condițiile în care, care a venit tot publicul cumva care de dreapta, a fost adus uite care în spatele său. Uite domnul Buzeanu, care da. Situația, că ăsta e un mit. Asta e un mit. Și dacă vrei să facem o cercetare sociologică, uite, te întreb așa direct, că văd că ai inspirație sociologică, poți dai și tu un sondaj. Da. Adică la ce sondaje dau ăștia pe piață, cred că ai putea și tu să dai unul fără să ai pretenția că ai și întrebat pe cineva. Doar așa din sufletul tău. Tu la câte procente îl estimezi pe candidatul Partidului Național Liberal? Păi e undeva la scorul partidului, care e undeva sub 15%, dar și dacă 10%, să zicem. Câte procente a luat din partea electoratului de dreapta la alegerile din 2020? Uite că nu mai știu exact. Președintele Traian Băsescu, candidat în alegeri. Locale București. Hai să căutăm exact să dăm cifrele exacte. Dacă facem pe matematică. Că data trecută, da. Traian Băsescu a fost cumva deci, data actorul... Interes electoral, trebuia să-și tracteze propriul partid. Că nu se știe dacă fără candidatura asta, partidul avea scorul pe care l-a avut. Da. Deci, adică, deci, tu vorbești acum de un candidat PNL, oricare ar fi acesta, capabil să rupă suficient de la Nicușor Dan, venim pe partea de dreapta. Da. Dar eu îți spun că la ultimele alegeri, pe același tronson de dreapta, Nicușor l-a avut candidat și pe Traian Băsescu. Întrebare. Poate, crezi tu, Partidul Național Liberal să genereze un candidat care să obțină mai multe voturi în 2024 decât a obținut un președinte cu 10 ani de cotroceni în 2020 la primăria generală? Deci crezi că penelistul care va fi în 2024 va obține mai multe voturi decât a obținut Traian Băsescu
În 2020? 72.000 de voturi a luat Băsescu. Bine, domnul Guzea. Spuneți, domnule, procente, lăsați-mă cu numeri. Nicușor Dan, 282.000. Da, n-are legătură. Are vreo 15, cât a luat. Da, așa. De genul ăsta, da. Păi, oricum, și cam cât va... Eu sunt convins că va fi un penelist acolo candidat, un domn Burduja, care va lua un 10% și probabil că 10% acela va fi de la Nicușor Dan. Și sigur că așa, și va lua mai mult decât i-a luat, ca asta te întreb eu. Da. Va lua mai mult decât... Deci s-a mai întâmplat, asta spunem, că s-a mai întâmplat ca să fie un candidat care să-i rupă din votul lui Nicușor Dan și totuși a câștigat Nicușor Dan. Candidatul a fost Traian Băsescu atunci. Acum, pe de altă parte, mă interesează și activitatea AUR la nivel de capitală, pentru că l-am văzut pe George Simion propunând... Uite, cam aici procentele. Absolut straniu, deci, să o ajute pe doamna Firea. Nicușor Dan, da, susținut de USR Plus și PNL, a obținut 42,81%. Da. Doamna Firea de la PSD a obținut 37,97%. Iar Traian Băsescu a obținut aproape 11%, 10,99%. Da. Da. Da, nu. Situația va fi similară, numai că nu va fi Traian Băsescu, va fi probabil Burduja. Uite, știi cât a luat prietenul tău Claudiu Târziu? Dacă aveți rezultatul. 0,67. Opa! Opa! Da, felicitările! Să știi că e interesant totuși să urmărim care va fi situația, cum își va expune AUR candidatura la primăria capitalei. Că dacă acolo e cheia, la AUR. Dacă va veni cu un candidat ca cel pe care l-a vehiculat George Simion, nu știu să ți-l spun că... Înseamnă că nu vrea să încurce pe nimeni. Înseamnă că nu vrea să deranjeze PSD-ul, că de la PSD ar lua cumva. Dacă cumva AUR-ul de la PSD ar lua mai degrabă, de la doamna Firea ar lua mai degrabă decât de la Nicușor. Da, e o abordare, nu sunt de acord. Da, e o abordare. Acum, spun că AUR are tendință și s-a văzut pe votul din diaspora de a lua voturi de la oamenii antisistem. Da. Deci sunt, nu te, noi ne imaginăm așa votanții USR din 2016-2020 purtând ochelari și lucrând pe un laptop. Așa îi vedeți. Da. Îi vedeți corporatiști pe toți. Nu sunt toți corporatiști. Da, nu sunt toți absolvenți de Sorbona. Mai sunt și oameni care pur și simplu nu mai suportă partidele care din 90 până în prezent s-au rotit pe la guvernare sub diferite denumiri. Sunt oameni antisistem. Dom'le, sunt partidele astea mari. Vreau și eu ceva, dați-mi ceva nou. Dați-mi altceva, ce e USR? Nu știu, nu mă interesează. Nu i-am mai auzit de el, îi vreau. Sunt mulți care au votat și pe principiul ăsta. Ăia nu vor avea o problemă să facă tranziția către AUR, în condițiile în care, domnul Buzea, nu-ți amintesc că sunt mulți membri USR care acum se regăsesc în AUR, inclusiv cu funcții de demnitate publică. Unii sunt parlamentari, alții sunt șefi de organizații locale. Deci e posibil că un candidat AUR să rupă și de la Nicușor, care e văzut mai degrabă un om, nu știu dacă antisistem neapărat, dar în afara sistemului. Și care a câștigat și pe o platformă de asta justițiară până la urmă. Stop mafiei din primărie, da? Stop mafiei imobiliare, stop hoției, stop caracatiței, stop abuzurilor, stop furtului din bani publici. Dincolo de termie, Nicușor Dan a fost și un fel de garant al dreptății care se instaurează în campania lui. Dacă aș fi Gabriela Firea și dau o sugestie, urmărește această emisiune, doamna Firea, are obicei, dau și o sugestie cum aș angrena în campanie electorală dacă aș fi doamna Firea și spune așa. S-a mai rezolvat din problema termiei, haide să ne întoarcem la concerte. Deci s-a rezolvat problema termiei, n-aș zice, Nicușor Dan, nu vreau să-i fac reclamă, s-a rezolvat problema termiei înapoi la concerte. Bă, putem să o facem și mai bine. Dacă ai o variantă mai bună, nu cred că ai. Încălzirea globală a rezolvat problema termiei. Am înțeles. Haide să ne întoarcem la concerte în aer liber. corect. Înapoi la concerte. Așa aș face, așa aș merge. Dar înainte de concerte, eu cred că e mai important să le oferi oamenilor tichete, vouchere. Ochelari. De bicicletă. Vă dau iar ochelari, bicicletă, cu tare. Ochelari, biciclete. Angajezi și eu 40.000 de oameni la stat. Serviciu. Înființezi niște... Loc de muncă. Exact. Uite, era un studiu și colegii noștri care au difuzat această informație. Domnul Buzeon, în momentul de față, lucrează în aparatul statului de două ori mai mulți oameni decât în ultimii ani de ceaușism. Deci pe vremea lui Ceaușescu angajați la stat. La fel bun simț, mă. Deci pe lângă faptul că pe vremea lui Ceaușescu eram mai mulți decât acum în România. Da, da. Erau mai mulți oameni. Bun, da. Exclude din analiza asta oamenii munci, că nu vorbim de sculeri, matrițerii, muncitori în fabrică și alții. Deci nu, mă refer așa la angajați în instituțiile statului, în zona asta de funcționărime,
funcționărime publică cu armată, poliție, profesori, medici angajați la stat în zona asta. Da? Deci nu lucrători în fabrici, că da. Îmi vei spune că na. Exclude lucrătorii din fabrici și mergem doar în zona asta, de funcționar public în sensul larg. Da. Deci, în sensul larg, acum sunt de două ori mai mulți funcționari publici decât erau pe vremea lui Ceaușescu, când aveai un stat comunist, centralizat și extrem de înfipt în toate dimensiunile vieții publice cu oamenii lui. Acum, pe o piață liberă, competitivă, într-o abordare a statului liberal, avem de două ori mai mulți funcționarei statului. Apropo.